Și acum nu mai merg. Acum 3 zile l-am adus de la stațiune. Reparație generale. Halal tractorist. Da. Adică de ce, tovarășe? De ce? Că eu și mecanic. Las-o moartă. A, cine crezi că, dacă eu, că pe mine și la stațiune mă cheamă să repar. Parcă cheile mele nu-s bune. Pornește el la paștele cailor. Pornește, am spus! Dă-i bătaie! La ce adâncime ar dumneata? 25, că așa e norma. Așa e la noi, asta e norma. Da? Ia fii atent. Cât scrie aici? 15, ce scrie, tovarăș inginer. Cât ai arat până acum? Păi, cât se vede, vreo 5 hectare. Le ar din nou. Tovarăș inginer, păi... Niciun păi. Ce fel de președinte ești dumneata? Faci proces verbal. Nu recepționezi arătura decât la 25 de centimetri. Timpul pierdut va fi suportat în bani de dumneata. Mă învăț eu, agricultură. Pe mine nu mi-a ascultat firea al dracului să fii. Eu... De mâine treci la grajul dacă nu ar ca lumea. Dar... Vino până aici! Ah. Ce s-a întâmplat? Mi se pare că ne-am văzut și aseară. Nu te cheamă cumva Vasile? Da, a luat Brodan. Fii bună și dumneavoastră, mașină. Da. Sărmâna. Lungul dumitale nu e fixat la 35 de centimetri. Păi cum e acum? Așa am arătat întotdeauna. Păi înseamnă că întotdeauna ai arătat prost. Densitatea nu se poate obține decât cu o arătură adâncă. Tovarășe inginer, noi nu o să ne înțelegem. Dacă fixez plugul la 35 de centimetri, o să ne înțelegem foarte bine. Păi, tovarășul președinte, l-ați anunțat? În legătură cu ce? Cu măsura asta care ați luat. Ce fel de măsură? De reglare a plugurilor. A, o să afle el. Bănuiesc o să-i spui dumneata. Păi să fii sigur de asta. Ce mai, Brudane, ați terminat tarlaua? Nu ne-a lăsat inginerul. Cum adică? Ne-am obligat să băgăm plugurile la 35 de centimetri. Păi, așa cum scrie la instrucțiuni. Păi, și până acum scria, dar știi, ma tale. Ce să știu, mă? Le săltăm și noi mai mult să facem planul. Cum mă, închid ochii și mai iei partaj la... Stai, domne, nu lași dumneata așa. Mai bine vorbește cu inginerul. Lasă că le avea tare. Ai dat azi o dispoziție tractoriștilor. Am hotărât să respectăm decretul. Păi asta e greșeala, hotărăși singur. La noi se practică conducerea colectivă. Dacă nu se respectă resimea plantelor și nu se respectă adâncimea răturilor, nu-mi convine să mă ascund în spatele răspunderii colective. Iau singur. Uite ce! Nu, 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 vă rog să nu mă întrerupeți. Hotărârea luată de mine va aduce cooperativei un surplus de 1500-2000 de kilograme de porumb la hectar. Sau poate dumneavoastră vă mulțumesc mai puțin. Cu felul nostru de a munci am luat până acum 4 diplome. Lucru. Cerem-a. Ce facem cu plugurile? Vă spune tovarășul președinte. Da. 35 de centimetri, cum ne-a învățat tovarășul agronom. 35? 35. Deci se poate ara și cu plugurile înțepenite la 35 de centimetri? Se poate, dar nu ne încadrăm în plan. Cum adică?
Înainte zburdau tractoarele pe câmp. Acum abia se târâie. Mi-e frică că nu terminăm arăturile la timp. Le terminați? Păi cum? Cu creionul. Iei un creion și calculezi cu cât trebuie să prelungite schimburile de noapte. Cea mai simplă metodă. Dacă găsești tu alta mai bună, n-am nimic împotrivă. Unde te grăbești? Mă duc să-mi fac rost de un creion. Hey! Ce cauți, mă, cu motorina aici? Păi, că ne-am adus-o toată! Păi cum ne-ai adus-o, mă? Cine era la depozit? Una mică și grasă? Nu știu, plăcut de la bunurile astea? Dacă mă la bunurile astea, mă, cine era la depozit? Cu ochii verzi! Acum ne dă intrarea în lan și el fâlfâie bunurile. Ai luat motorină? Am luat eu, ăsta... Și ce ai făcut dimineața? Vrei să spun ce ai făcut? Dode? Ai verificat cursa cuțitului? Am verificat. Noi suntem gata, șeful. Ne dai semnalul și am pornit. Pădurețe nu mănâncă. Foarte bun. Mă lași pe tractor? Sau mă tești pe combină? Rămâi pe tractor. Noroc. Trăiți. Uite ce m-am gândit. Întârziat ești, volum mare de lucru ai. Da. Nu o să vă descurcați. Am cerut ajutor de la SMA. Combine și tractoare. Cu tot cu oameni. Da. Ești de acord? Pică, vină cu cheamă-i pe băieți. Trăiți. Imediat. Cheamă-i pe băieți. Iar și așa fă angajamente. Mișcăm. Tovarășul inginer șef ne propune ajutor. Ce părere aveți? Au muncit vreodată alții pentru noi? Putem și sânguri. Noi am plecat la treabă. Merg pe mâna ta. Da. Fii atent, dacă nu merge, ne rupem gâtul amândoi. Tu n-auzi ce-ți spun, strânge. Am strâns, am strâns. 200, nu mai mult, că larg. Îl arzi. Ce țăran cu cap de inginer ești, mata? Tu ești de set foc. Gata, băieți! Ce-i mă, băieți, ți-a stricat ceva? Gata. Aveți probleme? Gata. Îl repar imers. Hai. Gata, gata, hai. Badeiuga. Da. Terminăm până diseară. Gătăm, gătăm, nu-ți face de grijă. Filică, dă un semnal. Văd că eu sunt pe post de megafon aici. Firică, Mica, Dode, Gogă, Gigi, Gheorghe, Rexona, Iliuță, Tudor. Eu sunt șeful vostru. Și oricare dintre voi putea să fie în locul meu. Și treaba asta o știți și voi. Și ce aș vrea să mai știți este că eu vă iubesc. În momentul ăsta, în clipa asta, eu nu mai sunt șeful vostru. În clipa asta, începem treaba. Începem bătălia. Dacă mă mințiți pe mine, mă mințiți pe voi și nu cred că vreunul are interes să-și fure căciola. Atât am avut de spus. Băi, neami, mine ai tras o sperietură. Auzi că nu mai e șeful nostru, că chestii de-alea, că l-au dat aia afară. Începe treaba! Băi, foarte bine, că... Hai, gata! No, 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 no,
Ai promis că va fi gata. Gigi egal? Calitate plus iuțeală. Plus vrăjeală. Plus vrăjeală. Plus vrăjeală plus... Asta o fac în doi timp. Gigi egal? Gigi fără egal. Gargariseală. Gargariseală? Gargariseală. Dacă... Să-ți fac un cadou așa mic. Păi să vezi și când trebuie și când nu trebuie. Asta am să dovedesc eu că în ziua aia n-am avut nimic comun cu alcool. De fapt, ne-am Mihai m-a învățat meserie. Când stă tractorașul ăsta pe banii tăi, stă. Dar mă, de noapte. 4 zile și 4 nopți, nu pleci nicăieri. Cine ar fi crezut? Strâns șuruburile alea de la ieșit ochii din cap, dar nu știu ce se încălzește. A venit primul. Motorul de... Cu atâta putere. Aici nu ești la brigada artistică să o faci pe tractoristul amator. Ca la început. Desfacem pompa de apă. Verificăm rulmenții. Ne uităm la garnitură. Că doar nu ții astea în buzunar, să te joci cu ele. 2 ore pierdute acum, nu sunt o joacă. Și nu mai fă pe domnișoara îmbufnată, da? Hai. Nu ne ajungeam. Ce-a mai auzi, bă, Gi, ce face ăla? Ăla. Face pe șef. Dar face bine. Hei, de la mentul Tudor! Dragoste la prima vedere! Iute, șmecheră. Ce ai făcut? Ce am făcut? Ai vrut să fii închit. Nu mi-a fost somn și de asta nu... Cum ți-a fost somn? Nu te uiți la tine și obosit ești. Hai, du-te. Păi stai că am nevoie de la aici. Dar nu, nu, nu sunt obosit. Hai, gata, stai aici.
S-a împușcat garnitura. Poate în chiulasa, înlocuind garnitura împușcată cu alta neîmpușcată.